Auzi dacă stai să asculți la ușă la Parlament Vai, dar ce au oamenii cu noi? De ce ne înjură cetățenii? De ce spun că noi, politicienii, suntem cele mai scârboase creaturi? De-aia bă, de-aia! Adică de-asta! Persoanele condamnate pentru corupție cu pedepse de până la 5 ani de închisoare vor beneficia de măsuri alternative de executare a pedepsei privative de libertate, cum ar fi detenția la domiciliu sau un weekend. Cel puțin așa prevăd amendamentele Partidului Social Democrat, votate de majoritatea PSD al de UDMR în Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Măsura alternativă de executare a pedepsei privative de libertate la domiciliu se face prin brățară electronică deci asta cu pușcărie în weekend mi se pare... M-au sunat prieteni din străinătate să mă întrebe dacă e adevărat. A zis-o unul la mișto, cred și Ciordache a scris-o repede. Nea Ciordache, era Caterin că bre! Pușcărie în weekend? Pe bune, de unde le scoateți, mă, oameni buni? E un departament special la Parlament unde stau unii și numai asta fac? N-ai fi auzit, domne, dacă, dacă, omul e în vârstă, dacă e suferin, dacă, dacă, a furat de foame, na, cazuri de astea, n-ai fi auzit propunerea pentru ei, nu, ci pentru corupție. Dacă e sub 5 ani, lasă mă faci în weekend, faci la FF, faci pușcărie la particulară. Chiar, ne Merge, domne, pârnaie prin corespondență? Eu zic să te gândești serios la asta. Aici, după cum observați, e... Limita este de maxim 5 ani de zile, iar dacă infracțiunea era atât de gravă, nu avea judecătorul decât să-i dea peste 5. E cum, Doamne, iartă-mă să nu se uite lumea cu scârbă la voi? Pe lângă marile furăciuni, pe lângă tunurile pe care le-ați dat, astea sunt măsurile care indignează cel mai mult, care provoacă cea mai mare frustrare și cele mai frumoase înjurături. De asta s-a schimbat lumea și stă cu fundul în sus. Da, pentru că la noi lumea e cu fundul în sus, fraților. Nu vedeți că sunt idolatrizate instituțiile de forță și sunt blamați reprezentanții poporului? De ce se întâmplă asta? Ok, servicii rele, securitate, dorință de control, dar nu s-ar fi întâmplat dacă am fi avut niște reprezentanți ai poporului normal la cap, care să funcționeze în interesul oamenilor, nu în interesul unor găști de infractori. Și tot ei zic, după ce fac asemenea mizerii, noi suntem aleși, noi merităm respect. Meritați pe dracu, mă! Ce respect vrei, mă, nene, când ai o astfel de propunere? Auzi, pușcărie în weekend. Iar o bătrânică bagă bulău ca berilă pentru că a vândut fără acte un borcan de zacuscă sau trei legături de pătrunjel, nu? În țara asta eu fac protecție cu ei a, ah, știți bancul, Un uh, unul sună pe maica sa din pușcărie și maica sa l întreabă Cum e mama acolo, la care el, uh, cum să fie mămic, o trei mese pe zi, apă caldă, în rest, stăm, mai ieșim la mișcare La care maica sa, ai grijă, puiule, să nu faci vreo prostie, să nu te dea n